Dragilor, salutare, salutare! Din aceeași categorie, cu ce mai fac eu de mâncare? Pentru că mi s-a cerut să vă dau idei, să vă dau idei de ciorbițe, de alte mâncăruri pe care le gătesc eu. Păi, am făcut niște șnițele aseară și curățând eu pulpa de bucățile mare, nu erau drepte, de... Știu eu, bucățile care aveau un pic de grăsime, m-am gândit eu, hai să fac din bucățile respective niște ciorbiță. Deci astea sunt bucățile de carne. Și astăzi, de dimineață, am pus la prăjit cărnița ce mi-a rămas, cu o ceapă, cu niște ardei, să și vede acolo, ardei roșu, ardei galben, că am făcut o salată cu roșii, ceapă, ardei castraveți la fiică mea și au rămas, bineînțeles, ardei. Am pus și zarzavaturi pentru ciorbă de la mine, dar dacă nu aveți zarzavaturi puse de iardă, atunci radeți un morcov mai mare și este ok. S-au călit toate acolo, stingeți cu apă. Lăsați vreo jumătate de oră să fiarbă, după care eu i-am adăugat o mânuță de orez. E orez din ăla pentru sarmale, nu pentru risotto, așa că s-a nenorocit. Și trei cartofi. Cartofi pe care eu i-am tăiat mai mari, pentru că fiica mea nu mănâncă cartofii din ciorbe și îi scoate deoparte. Și dacă sunt mai mari, este mult, mult mai ușor să... îi îndepărtez decât dacă i-aș fi tăiat mai mici. O mai fiert și ei vreo 20 de minute și acum ciorba este gata. Am pus și niște bulion. În timp ce a fiert, am pus și niște bulion. N-am mai avut roșii, că puneam niște roșii decojite, roșii tăiate cu bulețe, irelevant, și atunci am pus niște bulion. Acum o să-i fac o dresură cu niște iaurt și niște iaurt grecesc și un ou și am acolo niște... niște frunze de leuștean. M-am blocat. Frunze de leuștean. N-am avut altceva. Pătrunjelul mi-a răsărit foarte rău, e foarte mic și amărât. A plouat astăzi iarăși cu spume. Așa că leușteanul, am leuștean și în într-o jardinieră. Am leuștean, rozmarin și alte condimente într-o jardinieră, asta îmi este de ajutor pe caz de ploaie. Bun, acum o să pun totuși leușteanul să dea un clocot, puteți să puneți tarhon, puteți să puneți pătrunjel, puteți să puneți absolut orice doriți dumneavoastră, potriviți de sare și eu nu mai pun oțet pentru că am pus puțin suc de roșii. Puțin bulion, cel a fost destul de acrișor, dar la ciorbița asta merge foarte bine și dacă o acriți cu puțin oțet. Dar asta în farfurie fiecare, cum își dorește, pentru că o să-i facem dresura, nu-i facem rântaș, ci facem o dresură de iaurt cu ou. O să vedeți și cum. Ok, avem aici iaurt și un ou. Le amestecăm foarte bine. Este un pic mai fluid pentru că am clătit recipientul de iaurt. Mă distrează bucătarii care toarnă anumite ingrediente și lasă jumătate din ingredient pe recipiente. Eu sunt mai zgârcită și procedez ca tare. Ați văzut cât de rapid și de simplu se face o ciorbiță? În 40 de minute, să zic, nici nu, 30 de minute, puteți să faceți o ciorbiță și să aveți ceva gătit în casă. Mâncatul pe la fast food-uri, mâncatul pe fugă, mâncarea cumpărată, sunt una dintre cauzele obezității din ziua de astăzi. Eu așa, mai pe rustic, mai pe rustic, știți? Ce-mi fac eu cu mâna mea se numește lucru manual. Bun, stingem focul
Și acum și lăsăm un pic să se stâmpere. Să coboare sub 100 de grade și luăm cu polonicul de acolo și punem aici. Este extrem de simplu. Bunii făcea cu lapte, nu cu iaurt. Nici într-un caz nu iaurt grecesc, cine avea așa ceva. Bătea un ou cu lapte și făcea o dragă de dresură. De zici că nu era adevărat. Apropo, trebuie să vă arăt și ciorba mea cu zdremțe. Ciorba de zdremțe se numește. Așa ca pe la noi. Și e atât de bună. Și pe aia, ia uitați-mă, n-am unghii. Și am să vă povestesc într-un vlog de ce n-am unghii. E vina lui fiică mea. Hai că vă povestesc acum de ce n-am unghii. Fiică mea, deși are lacurile ei pentru copii, lacurile de unghii pentru copii sunt pe bază de apă și alea, în momentul în care ai spălat-o bine pe mâini sau ai înmuiat-o să facă baie, se duc, ce lacul respectiv, efectiv se cojește. Dar a mea minune, în 5 minute, când n-am fost atentă la ea, mi-a aprins lacurile mele de unghii. Am foarte puține, dar a fost suficient pentru ea să nimerească lacurile mele. Unul roșu, a zis că vrea să aibă unghii roșii ca mamia ei. Și s-a mânjit toată de lac de unghii. A mânjit toată casa de lac de unghii. Ascunsă, bineînțeles, după patul din dormitor. Dar, de ce, mami? De ce? Că ai al tale? Pentru că n-am avut voie cu ele. Am înțeles. Deci cu ce n-avem voie, este tare mișto să le folosim. Și am luat eu acetonă, disperată, speriată, agitată, să repar câte ceva. Tu miroși a cremă. Dar mi-e place. Dar mi-e place mult crema de șoaie. Adică de plajă. Așa. Deci, acum, până am făcut eu zama și m-am povestit cu voi, domnișoara, anișoara asta s-a dat cu cremă, pentru că miroase a cremă. Aha. Bun. Da. Revenind la ciorba noastră. Da. Revenind la ciorba noastră, bun, de la atâta acetonă cu ce am șmotrit eu peste tot, bineînțeles că mi s-au distrus unghiuțele mele și am rămas fără. Asta este. O să le refacem. O să le facem? Da. De ce ai umblat la cremă? De ce? Pentru că mi-e place mult crema. Am înțeles. Bun. Caz rezolvat. S-a pupat! Asta este. Nu pupăm pe nimeni încă. Mai avem încă de făcut. Și ia uitați ce iese aici. Ce iese aici? Ia uitați ce iese aici. Ce frumos! Acum amestecăm? Da. Și asta se numește ciorbiță. Așa ai găpat și tu? Nu. Dar de ce? Pentru că nu mi-e place ciorbica, că mi-e place doar până prăjită și cu soare mi-e place până prăjită. Și servizor de cuptor care mi-e place mult până prăjită de serviz. Serviz maker. Așa. Ați înțeles, nu? Da. Bun. Încă nu pupăm pe nimeni. Mai așteptăm. Ce v-am pupat. Bun. Acum o să turnăm toată chestiunea asta înapoi. Mie deja îmi plouă în gură, deși teoretic nu mi-e foame. Așa să mâncăm mai târziu după ce se mai răcorește puțin, dar efectiv mie îmi plouă în gură. O secundă, o să torn înapoi în oală și vă arăt rezultatul final. Bun, ia uitați-o. Deci am turnat din bol în oală și ia uitați ce ciorbică avem. Pe nu vrea ciorbică, vrea doar până plăcită fă eu. O minunăție. Se poate face cu afumătură, se poate pune tarhon, dar asta a fost alegerea. Bun,
Asta este tot pentru astăzi. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați și la canalul acesta. Pentru că o să aveți parte de tutoriale și de clipulețe minunate. Tu cum spui, domnișoara? V-am pupat! V-am pupat! Bine!